și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În acest videoclip am să vă spun un lucru destul de important despre trifoiașul Oxalis. Să știți că am avut destul de multe mesaje prin care mă întrebați de ce acest trifoiaș își pierde frunza. Ei bine, trebuie să știți că odată cu venirea toamnei, trifoiașul Oxalis începe practic să-și piardă frunza una câte una, adică din acest moment niciodată nu veți mai vedea ieșindu-i frunzulițe din mijloc. Priviți cum arată. Se vede că este puțin mai lăsat, adică practic se vede că e o plantă cum ar fi gen îmbătrânită. Ia uitați, aceste frunze cam așa arată, le-am și lăsat să vi le arăt, iar dumneavoastră luați una câte una și automat până în maxim 2-3 luni de zile, acest trifoiaș își va pierde frunza. Dar dumneavoastră trebuie să știți că este un lucru normal pentru această plantă, nu trebuie să îi faceți absolut nimic, decât să o udați în continuare până practic ea dispare de la suprafață. Este foarte important ca ghiveciul, trebuie să știți că trebuie să îl băgăm undeva, să îl depozităm de fapt într-un beci sau undeva, nu, deci ideea este că nu trebuie să-l puneți la lumină. Îl puneți undeva unde să nu îi înghețe pământul. Îi dați o pauză de udare, nu-l mai udați, iar în primăvară, chiar mai devreme de luna martie, puteți să începeți udările și să îl aduceți undeva la un pervaz unde să aibă suficientă lumină ca să poată să pornească. Și tot atunci, în primăvară, dacă doriți să-l înmulțiți, dumneavoastră îi desfaceți pământul, practic îl separați și puneți în mai multe ghivece sau puteți da la cine mai dorește, la apropiați. Și așteptați să răsară punându-l, cum v-am spus, pe un pervaz luminos. Deci nu trebuie să vă faceți griji dacă trifoiașul Oxalis a început să îi pice frunzele. Acesta a fost videoclipul meu pentru dumneavoastră. Eu, ca de obicei, vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu a mai rămas decât să vă spun la revedere, cu multă sănătate și cu spor în toate.